Bună seara și bine v-am regăsit în cealaltă capitală. Astăzi v-am pregătit o ediție specială. A fost sărbătoare la Sebeș, județul Alba, zilele municipiului Sebeș 2016. Echipa Capital TV a fost prezentă acolo pentru a surprinde cele mai importante momente. Haideți să urmărim o ediție specială de la zilele municipiului Sebeș 2016. Sebeșul să-l iubim, cu el să ne mândrim, Sebeșul să-l renască, să prindă viață, Sebeșul să-l iubim, cu el să ne mândrim, Sebeșul să-l renască,
Bună seara, Sătăș! Bună seara, dragii mei! Să știți că și mie îmi bate reflectorul în ochi. Nu vă văd pe toți. Nu vreau să vă țin mult de vorbă. Vreau să lansez o provocare. Să găsim un imn al Sebeșului. Și cum putem să facem asta decât cu dumneavoastră? Gino, este drept, el a lansat provocarea. Recunoști pentru mine în prima audiență. Și dacă dumneavoastră vă place și dacă credeți că cuvintele sunt potrivite, pe rețelele de socializare, prin aplauzele dumneavoastră, vă rog frumos să ne ajutați. Vă doresc o seară frumoasă, la mulți ani Sebeș, la mulți ani sebeșeni, bravo vouă, cu mult drag! Mulțumim, domnule primar, mulțumim și să sperăm că provocarea pe care a lansat-o domnul primar în această seară va fi acceptată și de dumneavoastră. Să-l aplaudăm pe domnul primar. Este prima ediție a Zilelor Municipiului Sebeș pentru el. Acum începe totul, începutul a 4 ani de zile frumoși. Să-l aplaudăm pe domnul Dorin Nistor. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc mult! Așa, tare! Și palmele sus toată lumea! Așa! Posibil fără ajutorul trupei mele care a fost aici lângă mine. Vorba de Claudiu la chitară, Sorin la bas, Ionuț la tobe și Poldi la clape. Doamne ajută la mulți ani și să ne vedem cu bine de fiecare dată. Să știți că în această seară va fi pe YouTube, va fi linkuit pe Facebook, va fi și în presă, de acum încolo. Deci în următoarea oră o să știe toată lumea acest imn. Sper că s-a văzut bine și pe ecran și textul. Doamne ajută la mulți ani, Sebeș, încă o dată felicitări tuturor! La revedere! Eu am reținut mândru... Yeah, oh,
jos stau mai sus, dar mereu. Și toată ziua zboară pe sub nasul tău. Poate seara te salvează, au o țigară îți aprind. Atunci o vină plictiseala, când vezi lumina, dar mai seara. Când nu știu unde s-o apuc, vine seara afară, da-da. Am arătat pentru drăul, da-da-da. Iar tu, actorul principal, fără leară că se înseamnă și doar un vis un bugiună. Fiecare dimineață e greu să te trezești din visul tău și să vezi cum lumea arde. Am un infern la picioare de goală, același vorbe necenzurat. Patru pereți în singură cam, și se împlătesc când o vine încă. Cum e literarul carte? Și iar avergi în cercuri, curând de fierou tot mai sus. Tot mai jos, tot mai sus, dar fără rost. Și toată ziua zboară pe sub nasul tău. Poate seara te salvează, o țigară îți aprind. Seara, atunci când vine plictiseala, când vezi lumina, dar n-ai scara. Că nu știi unde s-o apuci, vine seara afară. Vam fare gata pentru dramă. Mă rog pe inima, dar nu te-am urmă. Te-am urmă să nu mă spargă.
ascunzi privați în mâinile din cei care nu le pot opri. Iar în fulgurul meu nic nu m-ar agrăbi. Și vă las pe voi să o chemați pe scenă. Ce spuneți? Haideți să facem 2, 3 și... Și am văzut un lucru interesant acolo, pe telefonul mobil. Asta e furtare, e frica.
Pregătiți, da? Avem un comutator în spate, vă vom explica despre ce va fi vorba. Avem un comutator în spate, domnul primar va muta acel comutator. Un buton, Bataldina. Un buton, un comutator. Și importanți artificiile, dar pentru asta trebuie să numărăm împreună. Trebuie să numărăm împreună, să mergem în spatele pupitrului și să ne pregătim cu toții. Ce spuneți, numărăm împreună? Începem de la 10, deci... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0!
acum aici să mă asculte. Mai, mai dragă potecuță, mi când merg la mea maicuță, mi când merg la mea maicuță, dorule. Și când ajung la porniță, mă așteaptă al meu taicuță, mă așteaptă al meu taicuță, dorule. No, no, no.
noi deja avem câte un steguleț. Nu este steagul păcii, nu. Este un steag al prieteniei româno-elene, pentru că avem reprezentanți ai comunității elene în această seară alături de noi, la Sebeș, la zilele Sebeșului, și ei vor aduce energie, vor aduce voioșie, vor aduce acea atmosferă din Grecia. Da, asta vor face chimata, se numesc. Ce înseamnă chimata? Tu te-ai interesat ce ai chimata înseamnă valuri. Vor face valuri? Nu cred. Vor dansa muzică tradițională grecească. Ansamblul a fost înființat în anul 1998 și este unul dintre cele 4 ansambluri ale comunității elene din Prahova. Are în portofoliu dansuri din zona insulară a Greciei, în special din Creta, și trebuie să vă spunem că este multiplu premiat la nivel național și internațional. Un singur lucru vreau să vă mai spun despre chimata. Din anul 2010 este membru al Consiliului Internațional al Dansului UNESCO. Și în această seară ei sunt însoțiți chiar și de un reprezentant al comunității elene, care vă împarte acele stegulețe. O să mă duc lângă unul dintre membrii ansamblului, pentru că sincer nu am reținut numele și nu vreau să fac încă o boacă în seara asta. Cum se numește? Domnul președinte Dragoș Gabriel Zisobol este alături de noi și îi mulțumim prin acest mod că ne susține și este împreună alături de noi la fiecare moment de orice fel. Sperăm să vă placă ceea ce v-am pregătit pentru astăzi, un program tradițional din Creta, dansuri tradiționale grecești, cele mai grele dansuri grecești, dansuri din Creta. Cele mai grele. Veți sparge și farfurii, nu? Sparge și farfurii, vom face mare show și o să dansez și cu dumneavoastră, cu toată lumea. Am spus despre spartul farfuriilor și o să vă rugăm, pentru că nu vrem să fie incidente, să retrageți copilașii din zona aceea, să-i trageți cât mai aproape. La programul următor va fi, la programul următor, am înțeles, dar oricum până atunci... Repede, Dan vrea să spargă toate farfurile, lasă-le pe mai târziu, știe el că ciocurile aduc fericirea. Ei bine, fericirea vor aduce ei cu siguranță în această seară și multă, multă bucurie, asta vă dorim să vă aducă ansamblul de dansuri, chimata, aplauze pentru ei! Inima Greciei, aici lângă noi! Adesea mai e picăt, bă,
bebeșul să-l iubesc.